Temperatura scăzută și vântul pot crea dificultăți pielii, care în această perioadă trebuie să se autoregleze termic. Acest lucru afectează atât bariera hidrolipidică, dar și producția de sebum, care scade. Atât pielea feței, cât și a mâinilor, expuse intemperiilor, trebuie protejate datorită vântului, gerului, a umidității excesive și a zăpezii. În aceste condiții trebuie ținut cont de faptul că tenurile grase sunt mai puțin afectate. Tocmai de aceea, în perioada rece, trebuie să avem o grijă deosebită pentru zonele în care sunt mai puține glande sebacee, mâinile, coatele, genunchii. De aceeași atenție trebuie să se bucure și acele părți ale corpului care sunt expuse mai mult la temperatură scăzută ori vânt. În perioada sezonului rece și mâinile au nevoie de cât mai multă îngrijire, așa că aplicați o cremă puternic hidratantă după fiecare spălare pe mâini. Nasul trebuie și el îngrijit, se înroșește datorită circulației deficitare, de aceea este bine să folosim comprese cu lapte călduț. În această perioadă, o atenție deosebită trebuie acordată și podoabei capilare. Din cauza timpului mai mic, în care părul este mângâiat de razele soarelui, el își pierde din strălucire. Datorită alimentației, și părul se vede dacă este sănătos, are mai multă suplețe, mai multă strălucire. Dacă mâncăm sănătos, dacă consumăm vitamine. Pentru ca elasticitatea podoabei capilare să nu se piardă, specialiștii recomandă să nu ieșim cu părul umed afară. În plus, o hidratare suplimentară obișnuită prin aplicarea unui balsam pe bază de alcool etilic sau extract de nucă de cocos garantează un păr sănătos și plin de vitalitate.